Liberalii gorjeni nu au stabilit deocamdată nici candidatul, nici lista de consilieri județeni. Dan Vâlceanu spune că nu se teme de competiție și ia în calcul o candidatură la șefia Consiliului Județean. Suntem în această procedură de a identifica cei mai buni candidați. Facem asta în fiecare localitate și la nivelul județului, inclusiv pentru lista de Consiliul Județean. Și în condițiile în care vor fi alegeri anticipate, bineînțeles, va trebui să pregătim și o listă de alegeri parlamentare. Dar în momentul în care ele vor fi ferme, bătute în cuie, le vom face cunoscute publicului. Altfel, n-ar rost să încep o discuție despre lucrurile astea, care trebuie să înceapă în primul rând cu colegii de la partid și după aceea să le comunic public. Da. Este unul din posibilii candidați la șefia Consiliului Județean, cum sunt și alți colegi de-ai mei posibili candidați la șefia Consiliului Județean. La fel ca el, președintele Organizației Județene Pro-România, Alin Văcaru, va candida fie pentru funcția de șef al județului, fie pentru un post de consilier. Voi fi cu siguranță pe listele de Consiliul Județean. Voi fi cu siguranță. Pentru că toți colegii mei parlamentari vor candida, unii dintre ei chiar la Consiliul Județean. Deocamdată și la Consiliul Județean lucrurile nu sunt bătute în cuie. S-ar putea, dacă proiectul de lege va veni în Parlament, pentru că este la comisie și va fi respins, să se rămână la alegerea președintelui din rândul consilierilor județeni și atunci vă garantez că Pro-România va avea Consiliul Județean, dacă se va alege din rândul consilierilor județeni. Singurii care au anunțat deja candidatul sunt cei de la PSD, aceștia declarând că vor merge în continuare pe mâna lui Cosmin Popescu, unul dintre cei mai bine văzuți politicieni din județ.